Ora 8, doamnelor, domnilor, suntem în direct pe TVR Cluj și pe TVR 3. Eu sunt Ovidiu Damian, bună dimineața tuturor. Regional Cafe începe chiar acum la TVR. V-am pregătit și pentru ediția de astăzi subiecte interesante cu care sperăm să vă începeți săptămâna alături de noi. Vorbim despre programul Creatori de Viitor, Caravana Filmelor Next și, desigur, Terapie prin Artă, un proiect al organizației Create Act Enjoy din Cluj-Napoca, ce face lucruri extraordinare în spitale. Și vreau să vă spun că avem pentru ediția de astăzi pregătit și un concurs în parteneriat cu editura Nimira. Puteți câștiga două seturi de cărți pe care le vedeți aici pe masa noastră, sunând la numărul de telefon afișat pe ecran. Iar noi la finalul ediției vom anunța câștigătorii de astăzi. Așadar, sperăm cât mai mulți dintre dumneavoastră să aveți succes și să câștigați aceste cărți. Primii mei invitați ai proiectului Creator de Viitor, Ovidiu Neamțu, inițiatorul acestui program și președinte al Asociației Eleven, împreună cu George Maier, elev la Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca, au sosit în platoul nostru la Regional Cafe. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, ne bucurăm că suntem aici împreună. Ai spus la un moment dat, Ovidiu, faptul că acest proiect Creator de Viitor a pornit de la un vis. Așa este. Acum e realitate. Așa este. Și acest drum între vis și realitate, te rog să ne spui câteva despre asta. Mi-aș permite să răspund spunând că visul e în continuare în lucru. Viziunea vis-a-vis de acest program e mult mai mare decât ceea ce facem astăzi. Vrem să formăm o comunitate a tinerilor cu performanțe deosebite din România. Lucrăm cu liceeni, dar copiii ăștia peste 10 ani nu vor mai fi liceeni. Ei vor fi unii dintre antreprenori, alții vor lucra în cercetare, unii vor fi în România, alții vor fi poate în afara țării. Dar e cât se poate de clar că vin cu, să spunem, o excelență în educație. Cu siguranță. În schimb, fiecare e individual puternic, valoros. Ceea ce noi vrem să facem este să le oferim experiențe în care să se cunoască între ei. Și, cum spuneam, peste 10 ani poate unii dintre ei vor forma un cuplu, cine știe, în taberele sale noastre se pot cunoaște, da. Poate vor face o afacere împreună, poate vor lucra la un proiect împreună. Vrem să-i punem împreună tocmai pentru că este o forță mai mare dacă sunt împreună. Un astfel de tânăr este și George. Bună dimineața, George. Bună dimineața. Olimpic internațional la biologie. Da. E o parte, să spunem așa, din CV-ul tău. Cum a fost acest drum pentru tine? Cum ai ajuns aici? Mă gândesc că nu a fost deloc ușor. Nu a fost ușor, bineînțeles. A implicat multe sacrificii, însă atâta timp cât îți place ceea ce faci, sacrificiile sunt undeva foarte jos, nu se simt. Încă de mic am început să-mi pun întrebări legate de ceea ce se întâmplă, fenomene, ceea ce mă înconjoară, de ce lucrul ăla se întâmplă așa, de ce alt lucru se întâmplă în alt mod. Și astfel am ajuns să urc, să cercetez, să caut, să citesc și am ajuns până la acest nivel. Așadar, înțeleg că, de fapt, interesul tău pentru biologie, pe care, iată, ai dus-o la un nivel olimpic internațional, a pornit din pasiune, nu neapărat din dorința de a face performanță. Însă, înțeleg că ai urcat treaptă cu treaptă și, iată, reprezinți în context internațional România. Și cred că, la fel ca George, sunt foarte mulți alți tineri în proiectul vostru și vreau să ne dai detalii și despre ce se întâmplă astăzi sau în acest eveniment pe care voi îl organizați. Da, suntem aici împreună cu ei de sâmbătă. Sâmbătă a fost prima zi. Eu am început proiectul ăsta în 2014, atunci am avut 60 de liceeni. Acum suntem mai mult decât dublu la Cluj. Atunci au fost din 5 orașe, acum sunt din 2 țări și peste 45 de orașe prezenți aici în Cluj. O desfășurare impresionantă. Da, au fost multe sute de aplicanți din care ei au fost selectați și sigur că au fost criterii de tipul ăsta, medaliatul olimpic național sau participant sau din nou național, mai multe naționale, asta în cazul performanței în educație, dar nu sunt doar liceni cu performanță în educație, sunt unii dintre ei cu performanță în cultură sau în sport. Sau sunt unii dintre ei cu foarte multă activitate de leadership școlar, cum îl numim noi, voluntariat, au foarte multe proiecte pe care le derulează extrașcolar. Deci e un grup destul de diferit, aș spune, dar fiecare dintre ei, încă o dată, repet, performeri. Am început sâmbătă, am avut o sesiune de deschidere, a fost o zi mai lejeră, am continuat ieri. Ieri am încheiat ziua cu vizite pe la Salina Turda, pe la un parc de aventuri de aici, de lângă Cluj. Seara ne-am reunit la o seară de tradițional românească, la un picnic și o seară de film. Azi vom continua, începem dimineața asta cu un invitat deosebit din punctul meu de vedere. E un om care a
scos un manual de educație juridică pentru liceeni. Cristi Danileț. Exact. Judecător, judecător și membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Și persoană foarte activă în această zonă de educație juridică, să spunem, pentru Așa tineri. Este. De altfel, și cariera lui în sine a început foarte devreme și cu o performanță la nivel înalt. Dar, sigur, invitații pe care avem sunt și ei din domenii diverse. Unii dintre ei sunt antreprenori de succes, tineri. Aș face o paranteză aici. Unul dintre obiectivele noastre foarte importante este acela de a le arăta acestor tineri exemple de oameni care au studiat în străinătate, poate au făcut carieră în străinătate, dar care au revenit în România sau se gândesc să revină în România, pentru că, până la urmă, știm că o foarte mare parte a acestor participanți în proiectul nostru urmează să plece în străinătate să studieze. Unii sunt invitați de universități de acolo, alții aplică și, sigur, reușesc. Dar noi ne dorim să le arătăm că există potențial foarte mult și aici și merită să ia în considerare să revină, pentru că e păcat să avem atât de multe valori care produc plus valoare foarte mult în altă parte. Și ne dorim foarte mult să creștem împreună. Până la urmă avem nevoie de ei să revină aici și împreună să ridice România. Și sigur, pentru cei din Republica Moldova, să ridice Moldova. Așa, le spunem celor care ne urmăresc că aveți și o grupă de participanți din Republica Moldova. E cumva un schimb între țări. Anul ăsta e primul an în care avem o experiență de genul ăsta. Am făcut o selecție și acolo, am avut un proiect în primăvară, unul dintre festivalurile noastre sportive a ajuns și în Chișinău. Și cu ocazia respectivă am făcut o promovare în Moldova, am avut 97 de aplicanți, din care am selectat 10 liceeni foarte buni. Și ne bucurăm că sunt aici, au venit mai timizi așa, dar mă bucur că se integrează, am văzut și aseară alături de colegii români și sunt sigur că până la finalul proiectului se vor lega prietenii și sunt tineri absolut, absolut deosebiți care au venit de acolo. Din nou olimpici, din nou tineri cu performanțe extraordinare. Exact. Unii dintre ei au experiențe, chiar povesteam cu persoana care i-a însoțit de acolo, pentru că, sigur, fiind minori, au avut nevoie de un însoțitor adult. Și îmi spunea, chiar mă uitam la ei în CV-ul lor de deplasări, cât au văzut până la vârsta asta și în câte țări au fost și câte proiecte internaționale. Iată că există deschidere și acolo pentru astfel de lucruri și tinerii aplică, merg, văd și așa cresc. Semn că educația nu înseamnă tocilă reală, nu înseamnă doar stat cu nasul în cărți, înseamnă și foarte multe oportunități, așa cum spuneai tu, să fii sigur încă minor, să ai șansa să vezi atât de multe țări. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, unul dintre acești tineri cu performanțe deosebite este George, alături de noi. Te gândești pe viitor să mergi pe aceeași linie a biologiei, vrei să te duci în cercetare, vrei să te orientezi spre medicină sau nu te-ai gândit încă la toate lucrurile astea? Ținând cont că în toamnă voi intra în clasa a 12, m-am gândit deja, aș vrea să fac cercetare în genetică, biochimie, biologie, încă nu sunt sigur și asta legat de facultate pe care o voi alege. Mai am de gândit puțin, trebuie să mai... Dar nu mai... mă pot abține să nu te întreb așa cu un nod în gât, în țară sau vei pleca în afară? Cred că vei pleca. Te vei întoarce? Asta rămâne de văzut. Nu știu, adică depinde ce oportunități vor fi atunci sau... Asta e greu să decid și la ce facultate voi merge, dar uite dacă mă voi întoarce. Da, oricum, pe partea de cercetare știm că în momentul de față ei au niște facilități. Cercetătorii nu mai plătesc impozite, au fost niște schimbări legislative care cred că merg exact în această zonă, a încuraja să rămână și să producă cercetare în România. Mai e mult de rezolvat și de pus la punct pentru ca, într-adevăr, să-i convingem să rămână în țară. Așa este. Așa este. Noi ne ducem această luptă, e un obiectiv asumat. Sigur, probabil că și dacă va fi o carieră pe care o va face în străinătate, cu siguranță în permanență România, până la urmă e țara lui, o va lua în considerare și va aduce plus valoare și aici. Nu trebuie neapărat să fie, de exemplu, avem invitații, iată, Rareș Pamphil este unul dintre mentorii invitații, un om cu studii la London School of Economics, la Oxford, face un masterat la Harvard, deci a trecut prin
unele din cele mai prestigioase școli ale lumii. E deocamdată plecat, dar vine în proiecte de genul ăsta și împărtășește tinerilor din experiența lui. Și asta mi se pare iarăși un lucru foarte important, acceptând să facă lucruri de genul ăsta. Avem pe Cezar Grigore, care are un startup în Silicon Valley și care a lucrat cu Facebook, de exemplu, care e venit aici și lucrează cu acești tineri. Și asta este o modalitate de a te întoarce înapoi și de a aduce plus valoare. Vreau să te întreb, George, în obținerea unei astfel de performanțe, te ajută programa școlară sau ai găsit tu metodele tale prin care ai învățat? Ai avut un model de profesor de biologie care te-a dus până aici sau a fost autodidact, a fost auto-învățare pentru tine? Pot să spun că până la un anumit punct programa școlară te ajută, însă în punctul ăla e situat undeva destul de jos. Pentru a ajunge la nivel internațional, unde cerințele sunt foarte mari și provocarea și, de fapt, competiția în general e foarte acerbă, trebuie să citești mult în plus, să cercetezi tu singur. M-au ajutat mult și profesori universitari de la UBB din Cluj, cu întrebări. Adică înțelegem, scuze-mă că te întrerup, că tu, elev fiind, ai avut acces exact. la partea de învățământ superior deja cu profesori de universitate. Da, exact. Asta m-a ajutat foarte mult, pentru că dânsi deja în mare parte cercetează. M-am ajutat extrem de mult atât la partea practică cât și la cea teoretică. Dar da, deci programa școlară e ok până la un anumit punct. Înțelegem, spuneai mai devreme că există și o parte teoretică, dar și una practică. Înțelegem că nu doar o olimpiadă de acest fel nu presupune doar să te duci și să reproduci, să scrii un conținut. Trebuie să dezvolți un proiect, să vii cu o contribuție personală. Cum se desfășoară un astfel de concurs? Practic, la nivel internațional există mai multe probe, 4 practice și 2 teoretice, deci iată, practica cântărește mai mult decât teoria acolo și în general. Pentru Comitetul Internațional, practica este baza. Nu trebuie să pregătești nimic practic, tu trebuie doar să duci cu cunoștințele dobândite de-a lungul anilor acolo și să concurezi cu oameni din toată lumea, din toate țările, aproximativ. Și e greu în sensul că la noi în țară partea practică este mai puțin abordată. Noi mergem mai mult pe modelul teorie. Dar oricum, la teorie suntem la un nivel destul de ridicat. Poate mai ridicat decât ar trebui acolo. Însă partea practică lipsește. E una să citești despre un procedeu și alta e să ți-l pună în față și să-l faci într-o oră. Și înțeleg că asta faci tu în concursurile internaționale la care participi. Dă-ne câteva exemple. Ce ai făcut practic acolo? Ce subiecte ai abordat sau ce teme? De la simplu fapt că am primit un pește, atât, și trebuia disecat și adnotat absolut orice, de la fiecare organel, la structuri externe, creier. Sunt foarte multe lucrări de laborator, parte de genetică moleculară, parte de biologie moleculară. Trebuie să știi tot, asta e ideea. Ei nu îți cer neapărat să știi în detaliu un domeniu din biologie. Biologie e foarte vastă, nu poate fi definită ca o știință. Cum spuneai și tu, botanică, zoologie, genetică, exact, anatomie. Evoluție, absolut orice. Și tu trebuie, ei, asta e ideea. Ei nu îți cer să știi ceva anume în detaliu, ci să știi ansamblu, dar bine, baza. Și totul să te descurci și cu detaliile pe care puteai să le primești acolo la prima vedere. Testele astfel sunt făcute încât să te poți folosi foarte mult de aturi, de inteligență, nu neapărat de cunoștințe. Sunt făcute astfel încât să te poți descurca pe loc. Adică nu doar să ai informații, exact, dar să știi să operezi cu ele. E până la urmă partea funcțională a ceea ce ar trebui să fie învățământ și în România. Sigur, noi punem accent pe partea asta practică în proiectul nostru. Până acum aveam și noi mai teoretizat, aveam un concurs în fiecare an. În 2014 am provocat să-și imaginez orașul viitorului. Anul trecut tema a fost viziunea pentru educație în România 2025. L-am avut aici pe regretatul Solomon Marcus alături de noi, cu care am lucrat la aceste teme. Anul ăsta avem 30.000 de lei premii într-un concurs în care proiectele vor fi cu aplicabilitate imediată.
în antreprenoriat social sau proiecte sociale sau doar de antreprenoriat. Așa că reuniți în echipe, sper că au început deja să lucreze oricum sau o să începe să înceapă de astăzi să lucreze la o idee fiecare echipă. Și joi seara, în ultima seară, în cadrul galei din fața clădirii Casino din Parcul Central, vom anunța cele trei echipe câștigătoare. Câștigătorii. Ca o recompensă. Le-ați dat teme sau la alegere? Nu, este provocarea lor de a veni cu o idee. Ei sunt proaspeți, sunt în temă cu ce se întâmplă lumea asta. Sesizează nevoi pentru vârsta lor. Până la urmă, de aici trebuie plecat, de la o nevoie și de la o problemă care trebuie să aibă o rezolvare. Și rezolvarea aceea transpusă într-un plan poate să conducă spre un proiect care să devină interesant și, sigur, sunt mulți factori care intră în joc. Au un brief pe care lucrează și eu sunt sigur că vor fi proiecte foarte interesante după experiența anilor trecuți în care ideile au fost încă o dată mai multe ori revizate, dar mulți dintre ei au idei de astea cu aplicabilitate practică imediată. Apropo de educație, apropo de lectură, doamnelor, domnilor, vă reamintesc, două seturi de cărți vă așteaptă sunând la numărul de telefon afișat pe ecran. Puteți să le câștigați. Ele sunt deja pregătite, este vorba despre o colaborare între emisiunea Regional Cafe, între matinalul nostru și editura Nemira. Dumneavoastră aveți chiar acum în imagine cărțile, repet, sunt două seturi, doi telespectatori norocoși pe care vom anunța la sfârșitul ediției de astăzi Regional Cafe au șansa să câștige aceste cărți. Mă întorc la invitații mei, acum este în desfășurare această tabără la voi. Ce facem în rest pentru ca să-i convingem să rămână în țară, pentru ca să-i convingem să se implice în astfel de proiecte? Aveți întotdeauna pregătite și pe parcursul anului activități în care îi cooptați? Aș da două puncte, două exemple. Ambele din trecut, dar mi se par foarte concludente. Unul este oferta asta de a intra în contact cu invitații noștri pe o perioadă mai lungă de timp și de a avea un soi de mentorat pro bono primit de la acești oameni. Așadar, e o legătură care se păstrează, înțelegem, dincolo de evenimentul vostru. La finalul evenimentului, sigur, în funcție și de disponibilitatea invitaților, fiecare dintre participanți o să poată să-și aleagă unul dintre acești invitați cu care să păstreze o legătură, cu care să-i pună întrebări. Și ceea ce am remarcat în anii aceștia este că s-au creat relații strânse, au fost oameni din zona bancară, au fost antreprenori, au fost oameni din zona academică, de exemplu, invitați, cu care aceștia au intrat în contact și feedback-urile pe care le-am primit de la ei au fost că, așa cum spunea și George, că în cadrul pregătirii lui a contat foarte mult relația cu cei de la Universitatea Babeș-Bolyai și faptul că de acolo a primit informații suplimentare. Și în cazul acestor tineri, o astfel de relație foarte benefică. Un alt exemplu, o astfel de provocare de a participa într-un concurs de tipul ăsta, în care unul dintre ei vine cu o idee, vede că ideea lui e validată de echipa din care face parte. Mai mult decât atât, câștigă, să spunem, acest proiect și acest concurs de proiecte și primește o finanțare, începe să lucreze. Asta are un impact fantastic. Avem un exemplu cu una dintre elevele prezente în acest proiect, a fost și anul trecut, e prezentă și anul ăsta, de la Colegiul Sfântul Sava din București. Alexandra a avut o idee, a văzut o nevoie vis-a-vis de lipsa experiențelor practice pentru tine. Exact ceea ce spunea și George puțin mai devreme. În școală și a zis, aș vrea să fac un proiect numit Fabrica de Experimente, în care să pregătesc un kit de experimente de fizică și chimie pentru copii. Alexandra Bormalai, cum exact. Spuneai puțin mai devreme. Exact. Și noi am... Ea a întâlnit anul trecut liceeni din alte orașe din țară aici, la Cluj. Le-au prezentat ideea, ei au validat, au spus, wow, e super. Au început să lucreze la proiectul ăsta și cineva din Bacău, de exemplu, lucra pe branding, altcineva la website, altcineva făcea filmare, altcineva strângea elementele pentru kit. Și uite așa, liceeni din mai multe orașe au pus cap la cap cu un proiect condus de această tânără din București. Nouă ne-a plăcut ideea, am găsit un sponsor și le-am făcut o lansare în săptămâna școală altfel. Au fost în trei orașe, au întâlnit 2000 de elevi și au făcut predare prin experimentare liceeni pentru elevi din ciclu primar. Iar ea
care ar fi avut două posibilități de a merge să studieze în străinătate, ales să studieze la o universitate din București, din România, tocmai ca să poată să-și dezvolte acest proiect, care a pornit încă o dată de la o idee, de la un vis, a fost împărtășită, a fost validată, mai mult decât atât confirmată și asta i-a dat aripi. Așa că ar decis să rămână aici și eu mă bucur. Iată, am mai câștigat unul dintre ei. Așadar, ne reîntâlnim cu voi joi la casino, spuneai puțin mai devreme, în gala performanței, așa gala performanței. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că în această dimineață v-ați făcut timp în acest program relaxant, dar încărcat în același timp al taberei voastre, să fiți alături de noi și să ne dați o altă perspectivă asupra învățământului, care sperăm să cuprindă, să se generalizeze până la urmă în țară. Mulțumim de invitație, ne bucurăm că a fost aici și revenim oricând cu plăcere. Eu aș veni în fiecare dimineață pentru că realmente avem tineri absolut excepționali aici la Cluj. Și cu siguranță telespectatorii, cei care ne urmăresc, ar avea foarte, foarte multe exemple interesante pe care le-ar putea observa. Dar ei sunt pe aici, prin Cluj, miercuri și joi vor fi în Parcul Central, vor lucra la proiecte chiar în zona cazinoului, le-am pregătit acolo un sat al creativității. Așa că cine dorește poate să vină să-i cunoască, să le pună întrebări, să povestească cu ei, de ce nu? George, mult, mult succes pe mai departe. Doamnelor, domnilor, mergem și noi mai departe și vorbim imediat despre un proiect extraordinar al celor de la Create, Act, Enjoy, care aduc un plus de fericire celor care se află în spital. Clovnii au ajuns deja, îi privim în imagini. Diana Buluga și Cristian Pascariu au sosit în platoul regional Cafe. Vorbim despre un plus de fericire, așa cum scrieți pe tricourile voastre. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Îmi face mie personal și sper și celor care ne văd o deosebită plăcere să vorbesc despre proiectul vostru. Primul proiect de terapie prin artă în spitalele din România, cred că putem să spunem asta, sau cel mai mare proiect de acest fel. Astăzi aveți conferința, să spunem, sau întâlnirea finală din cadrul proiectului de anul ăsta. Au fost două spitale, au fost mult mai mulți oameni care au beneficiat de ajutorul vostru și vă rog să ne spuneți cum. Da, astăzi este ultima zi a proiectului. Astăzi de la ora 14 în amfiteatrul Spitalului de Recuperare vom face prezentarea finală a proiectului. Vom arăta materialele foto-video pe care le-am realizat și evident vom împărtăși și părerile noastre ale echipei despre cum ne-am simțit în cele 3 săptămâni, despre ce am realizat, ce am putut face în plus față de anul trecut și de ce nu, ce planuri există pe anul viitor. O mică parte din video evenimentului am văzut și noi în micuțul clip care a deschis intervenția, mai sunt și alte materiale care rulează în timpul discuțiilor și pe care colegii mei le au pregătite, pentru că spuneai că e și un moment de bilanț vis-a-vis de ce ați făcut până acum și mai ales de ce aveți de gând să faceți la anul. Ne puteți spune și nouă câteva lucruri care le aveți în plan așa în premieră, să zic? Cred că mai întâi despre bilanțul pe anul acesta ar putea să vorbească Cristi, pentru că chiar aseară a finalizat materialul cu rezultatele proiectului și după aia o să zic ce idee am eu pe anul viitor. Cristi, te rog. Da, am avut 192 de pacienți la atelier, am avut anul ăsta cei mai mulți pacienți veniți la atelier, la un moment dat nu mai aveam loc în sală și a trebuit să refuzăm oameni.
Cam peste 3000 de cadre medicale, pacienți, vizitatori au beneficiat de program timp de 3 săptămâni în cele două spitale. La proiectul de rudă pentru o zi, care se desfășură în weekend, am avut 48 de pacienți, iar voluntarii au stat cumulat 47 de ore cu pacienții. S-a stat între 10 minute și 2 ore 40 cu unii pacienți. Deci s-au împrietenit. Ieri o voluntară nu mai vrea să plece. Așa, ce am mai avut? Două ateliere de terapie cu animale, împreună cu cei de la atelierul Cric Cric. Asta a fost o noutate pentru ediția de anul acesta. Și evident, faptul că am ajuns și la Spitalul Militar a fost o... E o premieră, înțeleg. Până acum erați doar la Spitalul de Recuperare. Da. În anii trecuți, anul acesta, iată, două spitale. Mai mulți pacienți au putut beneficia. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, rulează imagini cu activitățile organizate de către cei de la Create Act Enjoy. Recunosc că v-am urmărit și pe Facebook în toată această perioadă, pe pagina lor de Facebook, pe care o puteți accesa și dumneavoastră. Am văzut că i-ați scos pe pacienți în curtea spitalului, la ziua muzicală, la tot felul de activități, de artă dramatică, cred că putem să spunem așa, o scoatere până la urmă din acest rol de bolnav. Și de fapt vorbim despre faptul că dacă pentru o perioadă de vreme trebuie să stăm în spital, aia nu trebuie să fie neapărat o perioadă plină de suferință, de durere, de probleme. Absolut, sunt foarte multe activități cu care poți colora zilele pacienților și trebuie să recunosc că și zilele cadrelor medicale, pentru că și ei se bucură în egală măsură de activitățile pe care noi le aducem acolo. Vorbeam mai devreme de planuri pe anul viitor. Ne-ar plăcea foarte mult să mai cooptăm încă unul sau două spitale pe lângă cele două pe care le-am avut anul acesta. Există deschidere? Eu cred că da. Nu am dus încă discuții 100% în vederea asta, dar e pe listă. Mă gândesc că da, pentru că rezultatele sunt fascinante și, așa cum spunea și Cristi, faptul că numărul de pacienți interesați, dornici de așa ceva crește, nu poate să fie decât o bucurie. Și atunci e clar că ei simt că le face bine acest gen de activitate. Și anul ăsta am reușit să avem și un termen de comparație între un spital în premieră și un spital cu o experiență de 4 ani. Din start, unde la Spitalul de Recuperare, unde suntem de 4 ani, a fost mult mai mare interesul, pentru că pacienții deja știau cadre medicale. Vă așteaptă, ei păstrează legătura cu voi chiar și după ce pleacă din spital sau după ce voi păstrează legătura proiectul. Și expoziția lăsată în spital este la fel de importantă, pentru că oamenii se văd în acele fotografii, se recunosc, mai zâmbesc, mai povestesc despre ele și tot timpul întreabă când se mai întâmplă. Și atunci, din start, dacă implementăm proiectul ăsta an de an, obișnuim și oamenii cu conceptul de terapie prin artă, care e destul de nou în România. Cum au reacționat, pentru că spuneai că ați văzut o diferență cât se poate de clară, cum au reacționat cei noi, să spunem așa, incluși în proiect, de la Spitalul Militar? Inițial erau foarte sceptici, nu știau exact cu ce se mănâncă chestia asta. Am avut și cadre medicale care au venit și erau curioase să vadă cum arată proiectul ăsta, dar la finalul atelierului sau la finalul proiectului toată lumea era foarte încântată și foarte veselă și a fost o surpriză plăcută că tot a funcționat cum trebuia. Și e clar că acum sunteți așteptați deja și pentru la anul și la Spitalul Militar. Ideea ta îmi place foarte mult, aceea de a mai coopta și alte unități spitalicești. Ați spus puțin mai devreme un cuvânt cheie, cred, în acest proiect, voluntari. Da. Anul acesta am avut 20 de voluntari, fără de care nu cred că am fi reușit să facem tot ce ne-am propus. Voluntarii au fost foarte, foarte importanți, în primul rând pentru mini-proiectul Rudă pentru o zi, pentru acele vizite one-to-one la pacienții din spital. Apoi, evident că ne-au ajutat cu toată munca dinainte de pregătirea atelierelor, cu lipit afișe, cu strâns, cu ajutat la completat formulare, acorduri de participare. E foarte important să ai o echipă de voluntari
Și știi cum e, că dintr-un grup mai mare, pentru că s-au înscris destul de mulți care au dorit, s-au selectat exact oamenii de bază. Care doreau să fie acolo, exact, și care, exact, au adus un plus, valoare. Da, și mi-am dat seama că tot vorbesc despre proiect și tot timpul fac referire la beneficiile pe care proiectul le aduce pacienților, cadrelor medicale. E, bineînțeles, dar, că nu sunt singurele beneficii. Exact, doar exact. Cred că în primul rând, cred că și noi, echipa, beneficiem de acest proiect și cu atât mai mult colaboratorii noi pe care i-am luat începând de anul acesta. Am avut 5 proaspăt absolvenți cooptați pentru momentele artistice prin saloane, plus încă un absolvent care a terminat acum 2 sau 3 ani. Absolvenți de teatru? De teatru. Da. Artiști, actori. Și trebuie să recunosc că sunt foarte mândră de oportunitățile pe care proiectul începe să le creeze și pentru artiști. Anul acesta, echipa în total, echipa de trainer, de artiști, a fost formată din 21 de persoane. Deci crește și în sensul ăsta și e foarte important să reușești an de an să pregătești oameni pentru așa ceva. Pentru că e clar că există o diferență între un spectacol pe scena teatrului și ceea ce se întâmplă în spital. În spital e totul mult mai, nu știu dacă neapărat mai viu, dar se bazează foarte mult pe improvizație, pe interacțiune. Chiar spuneai, știu, într-o altă ediție în care am vorbit despre acest proiect, că uneori aici ai emoții mai mari decât pe scenă. Da, da. Pentru că e totul mult mai imprevizibil. Pe scenă știi foarte bine ce ai de făcut, se mai întâmplă uneori să mai improvizezi, mai mult sau mai puțin, dar aici se bazează foarte mult pe reacțiile oamenilor, care pot fi surprinzătoare, de la faptul că încep să danseze sau să joace cu tine, până la faptul că se emoționează foarte, foarte tare, încât și tu abia ții lacrimile. Deci e mult mai surprinzător, cred că ăsta e cuvântul, și mult mai provocator pentru un actor. Ne-am povestit puțin mai devreme despre ziua muzicală, ai amintit și despre rudă pentru o zi. Știu că ați avut zilnic activități. Vreau să ne spuneți un pic programul. În fiecare zi există o tematică, avem tematica de teatru, tematica de poveste și film și imagine. Terapie cu animale am avut anul acesta, ziua de handmade și desen, unde am confecționat niște linguri și am făcut colaje, am lansat și un balon cu dorințe în ziua respectivă, și ziua muzicală. Atelierele sunt concepute în așa fel încât să trecem prin toate cele 7 arte și pacienții să se deschidă în primele zile și apoi să înceapă să creeze într-un fel linguri, desene. Și am în minte acum 2 replici de la 2 doamne minunate din salon. Prima a spus că nu ne mai doare nimic și a doua că ne-a luat jumătate din durere. Deci și ei simt că e un beneficiu și le ridică moralul și cresc odată cu noi. Și ne bucurăm că anul acesta chiar simțim că proiectul este foarte, foarte mare și foarte corect implementat, și partea de ateliere și partea de momente artistice. Rudă pentru o zi funcționează foarte bine ca o terapie și pentru voluntari. Mulți au venit din saloane și au spus, asta e terapie și pentru mine. Rudă pentru o zi, înțelegem că e o interacțiune unul la unul, cum spuneai, în care în acea zi voluntarul petrece, exact, timpul doar cu... Doar cu un singur pacient. Sunt pacienți care, în mod normal, nu sunt vizitați. Sunt pacienți veniți de departe sau sunt pacienți care au rude în străinătate. Sau am avut și pacienți din Cluj nevizitați de o săptămână, două săptămâni, și se bucură foarte mult că primesc această atenție. Iar pe partea de ateliere este punctul cheie al proiectului de terapie, pentru că acolo putem să lucrăm cu pacienții timp de 5 zile sau 10 zile, în funcție de cât de mult stau pacienții, și vezi o schimbare în mentalitate și sunt mult mai veseli la finalul zilei, într-un fel. 21 de traineri, să spunem, sau de persoane în implicate echipă. În echipă, voluntari,
Văd că proiectul vostru a crescut, îmi aduc aminte, vorbeam anul trecut, erau mai puține resurse, mai puține activități, e minunat că reușiți an de an să-l duceți mai departe. Iată încă o dovadă în plus, doamnelor, domnilor, că așa cum spuneam puțin mai devreme, experiența din spital, care din păcate uneori face parte din viața noastră, nu trebuie să fie neapărat una plină de suferință. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în această dimineață alături de noi și pentru că ați vorbit despre acest proiect. Repet, pentru că suntem în direct și pe TVR Cluj, dar și pe TVR3 la nivel național, toți cei care sunt interesați de acest proiect găsesc informații pe pagina de Facebook a voastră Create, Act, Enjoy, iar astăzi aveți conferința finală de închidere a proiectului în amfiteatru de la Spitalul de Recuperare, ora 14. Exact, ora 14. Vă mulțumesc mult, mult succes pe mai departe. Să fie, mulțumim. Doamnelor, domnilor, vorbim acum despre un alt proiect interesant, Caravana Filmelor Next la Regional Cafe. Alături de noi, doamna Delia Marcu, organizator telefonic, ne dă detalii. Sărut mâinile, bună dimineața! Bună dimineața! Știu că aveți foarte multe informații să ne dați cu privire la această caravană. Vă rog, vă ascultăm! Este al treilea an în care Festivalul Internațional de Film Next, care se organizează în București, pleacă în această caravană. Conceptul caravanei noastre de cinema în aer liber este un pic diferit. Este un concept de picnic și cinema sub prag de lună. Asta înseamnă că în fiecare oraș în care mergem, noi ne alegem spații neconvenționale, parcuri, pajiști, spații verzi în principiu, în care spectatorii pot sta cu pătura să vizioneze filmele în aer liber. Un alt concept diferit al Caravanei Filmelor Next este conceptul de filme de scurtmetraj. Doar în cadrul acestui cinematograf, filmele de scurtmetraj pe care le prezentăm în București în cadrul festivalului în primăvară pot fi vizionate. Este al treilea an, după cum spuneam, în care am plecat în această caravană și al doilea an în care ajungem în Cluj-Napoca. În Cluj. În Cluj-Napoca vom ajunge în zilele de 8 și 9 august în Julius Park, unde am găsit acest spațiu verde primitor și în care anul trecut spectatorii au reacționat extraordinar de frumos la vizionarea filmelor în aer liber. Iar pentru cele două zile, spectatorilor din Cluj le-am pregătit două programe speciale. Primul program se numește Out in Space. Sunt 8 filme scurte despre spațiu, despre roboți, despre oameni de știință, altfel de filme de science fiction. Sunt și animații, dar și filme de ficțiune. Chiar vreau să vă întreb dacă aveți o anumită tematică, dacă acest festival are o nișă în ceea ce privește subiectele filmelor, dar înțeleg că abordați o serie largă de teme. Exact. Este abordată o serie largă de teme. Specificul festivalului este de filme de scurt și mediumetraj, însă filmele sunt narrative și pot fi filme reale, dar și filme de animație și filme de ficțiune. Nu există o temă anume, ba din contră, în cadrul festivalului există două competiții, competiția națională și competiția internațională, în care sunt înscrise filmele pentru marile premii ale festivalului. Dar, pe lângă aceste competiții, există în fiecare an mai multe programe tematice, în jurul unei teme anume. Așa este programul Out in Space de anul acesta, pe care ne-am hotărât să-l arătăm și spectatorilor din țară. Am înțeles de la dumneavoastră că în data de 8 și 9 august, să reținem datele, veți fi la Cluj-Napoca. Așa cum spuneam și mai devreme, noi în momentul de față suntem în direct la nivel național. Vă rog să ne spuneți și în ce alte locații din țară veți mai merge pentru telespectatorii care nu sunt din Cluj și care vor să prindă Caravana Next. Da, anul acesta vom ajunge în 10 orașe. Ne-am propus în fiecare an să respectăm numărul de ediții ale festivalului din București. Drept urmare, anul acesta a fost o ediție aniversară și vom ajunge în 10 orașe. Vom începe cu Piatra Neamț, apoi vom poposi în Iași, în Vatra Dornei, în Cluj-Napoca, în Brașov, în Sfântul Gheorghe, în Sinaia, în Timișoara, în Arad și încheiem cu Oradea. Da, e un traseu impresionant pe care îl faceți. Este un traseu de aproape o lună de zile în care vom plimba aceste filme prin țară.
Ce aș vrea să vă mai spun este că pentru Cluj, în a doua seară, am pregătit un program extraordinar de special, se numește Oscars Night. Este programul în care prezentăm cele 5 filme scurte nominalizate la premiile Academiei Americane de Film, printre care și câștigătorul. Pentru că în fiecare an Oscarul se ia nu numai pentru filme de lungmetraj, ci pentru mai multe categorii. Da, sunt foarte multe evenimente care vin, să spunem, într-un pachet pe care dumneavoastră îl pregătiți pentru public. Da, da. Ce ne dorim este ca publicul să aleagă pentru cele două seri de luni și marți, de 8 și 9 august, să-și petreacă timpul în aer liber, sub clar de lună, cu pătura, vizionând un film, vizionând un film altfel și având un program de seară diferit. Noi vă așteptăm cu drag la Cluj-Napoca, reținem data de 8 și 9 august în parcul de lângă lac, de lângă molul din Gheorgheni. Vă mulțumesc foarte mult, a fost alături de noi telefonic doamna Delia Marcu, organizator al caravanei filmelor Next. Eu vă reamintesc, doamnelor, domnilor, avem în parteneriat cu editura Nemira un concurs în Regional Cafe, două seturi de cărți pe care le vedeți pe masă, pot fi câștigate de către doi telespectatori care vor suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Noi mergem acum mai departe. In memoriam, Radu Beligan, maestrul care ne-a părăsit de curând, imediat la Regional Cafe. Piesa ta, Cheanche și Cadâri, în memoria Radu Beligan, la Cluj-Napoca, va fi prezentată în două cinematografe. Ucu Bodicianu, organizator acest eveniment, a sosit alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc că îmi dați ocazia să invit clujenii la acest spectacol de excepție, spun eu și nu numai eu, realizat de Grigore Gonța în 2001 cu trei monștri sacri ai teatrului românesc. Expresia aparține Ecaterinei Oproiu, dar foarte multă lume o folosește. Da, este vorba despre regretatul Radu Beligan, Marin Moraru, Gheorghe Dinică, în roluri deosebite. Vreau să vă spun că am avut o reținere când să văd această piesă în urmă cu foarte mulți ani. Reținere? Da, pentru că am văzut pe Radu Beligan în Titanic Vals. Nu mi-a plăcut. După Birlic era și foarte greu să faci un rol. De asemenea, văzusem această piesă într-o interpretare magistrală de Ion Fiteșteanu, chiar și regia a avut-o el cu Alexandru Giugaru, foarte mare actor și totuși m-am uitat la piesă și mi-a plăcut foarte mult. Acum când a sosit acest moment tragic, zic eu, și tragic, adică firesc pe undeva, să ne despărțim unii de alții, nu știam ce să prezint spectatorilor. Și am zis, hai să mă gândesc, În cinematografie, din păcate, nu a avut roluri de compoziție, roluri mari, a jucat doar în două sau trei filme care au avut rolul principal, Singurătatea Florilor, Tată de Duminică, dar nu au fost roluri ca să reprezinte. Cred că multe dintre ele erau și roluri comandate, filme comandate. Așa că m-am gândit să mă întorc totuși la teatru, unde a excelat Radu Beligan, o mare personalitate a culturii românești, o minunat. Și un destin interesant, vă mărturisesc că am aflat în documentarea pentru acest moment, am aflat lucruri interesante. Pe linie maternă, Radu Beligan era grec, avea origini grecești, iar pe linie paternă el venea
ca și o rudă mai îndepărtată a unui frate de-a lui Ion Creangă. Da, de-a lui Ion Creangă, da, am auzit. Ion Creangă a avut mai mulți frați, unul dintre ei se numea Zahăr, care a avut o tutungerie, eu am scris și istoria fumătului. De aceea știu. Pe care și... am prezentat-o la Da, da, parte. Și Creangă chiar acolo a murit în tutungeria aceea, a făcut o criză de epilepsie și a murit. Da, Beligan a studiat drept și filozofie. Filozofie pe care nu le-a absolvit niciuna, pentru că între anii 37-38 a făcut aceste studii, după aceea a intrat la conservatorul regal, cum se numea atunci, pe care de asemenea nu l-a absolvit, având o profesoară în prima perioadă, pe Lucia Surza Bulandra. Dar cu toate acestea, sunt foarte mulți actori care nu și-au... N-au avut studii de specialitate sau mulți care au terminat facultățile de teatru și au dus tava toată viața. Și asta s-a întâmplat. Jean Constantin n-a avut studii. Ileana Stana Ionescu, de asemenea, nu. Dar iată că talentul, iată că, sigur că da. Transformarea, să spunem așa, în personaj, pe scenă, bate absolut orice deloc. Fel de da. Educație în acest sigur. În acest da, sens. Cu toate astea, sigur, Radu Beligan a fost un om educat, un om cultivat, care a făcut regie, a făcut traduceri multe și în piese care se joacă, sigur. Da, e important să le spunem celor care ne urmăresc că nu a fost doar actor, ci a mers și în zona aceasta da, de, da, a făcut de, și de regie. Da, a făcut regie, a fost foarte mulți ani director de teatre, Teatrul Național din București, a fost 20 de ani director. A înființat teatru de comedie din București. A avut mari succese și unul dintre cele, vreau să le amintesc, cu piesa Rinocerii de Eugen Ionescu la Paris, unde a avut mare, mare succes teatru românesc. Tache, Ianche și Cadâr, In Memoriam, Radu Beligan, va da. Fi prezent la Cluj-Napoca. Va fi prezent la Cinematograful Mărăști, astăzi de la ora 17, mâine la Cinematograful Dacia în Mănășturi de la ora 18. Unde să vedeți o piesă deosebită și vă invit cu mult drag. Vizați o anumită categorie de vârstă, ne uităm puțin și la tineri care poate că nu mai sunt atât de apropiați de... Eu am această experiență, pentru că colaborez de mai mult timp cu Centrul de Cultură Urbană, unde și desfășor activitățile specifice Casei Municipale de Cultură, care de fapt organizează aceste evenimente. Vin și tineri, nu atât cât mi-aș dori eu. Succesul pe care îl aveam la începutul anilor 90, sigur că nu l-am acum, dar totuși mai sunt tineri care vor să vadă filme de calitate, acum de data asta o piesă de teatru, de obicei film prezint. Și sunt filme de artă. Și nu coboși tacheta. Au existat motive în spatele acestei alegeri, Tache, Ianche și Cadâr? A fost una din piesele care mie mi-au plăcut foarte mult și în care Radu Beligan a făcut un rol extraordinar. Rolul lui Ianche, acum pot să spun, nici Finteșteanu cred că nu l-a făcut chiar atât de bine. Această piesă deosebită, care este, nu capătă, este o bijuterie a dramaturgiei românești, printre multe, multe altele care... Îmi plac, eu vorbesc acum. Pentru că foarte bine ați punctat puțin mai devreme, sigur, ca și parte de film, poate că a spus mai puține, însă în teatru a avut foarte multe expresii. Foarte multe piese de teatru. În film a jucat în vreo 30, ocupându-mă de istoria filmului, știu mai mult despre film. Vreo 30 de filme, dar v-am spus, roluri episodice, nu foarte... Cum explicăm la o carieră atât de mare, atât de bine construită, atât de complexă, mai sunt roluri și alții. Episodice? Da, sigur că da. A fost George Vraca, care se spune că a fost cel mai mare actor român. A jucat în filmul Tudor, unde a avut de asemenea un rol mic și neînsemnat. Mulți actori, nici nu știu care să-l numesc dintre ei, au jucat așa roluri mici, dar în teatru au făcut minuni. Chiar și Florin Piersic a făcut mult mai mult în teatru și rolul de compoziție decât în cinematografie, unde a avut roluri așa drăguțe, plăcute. Dar în teatru a făcut minuni și el
și foarte mulți mari actori. Sunt care s-au pliat mai mult pe teatru decât pe cinema. Pentru că știți lucrurile din interior, vreau să vă întreb, e o specializare, să spunem așa, între ghilimele, diferită între sigur că da. A merge este cu totul altceva. Filmului sau da. Pentru că unii ar putea să spună, domnule, actorul e actor. Hai, actor, în da. Film sau pe în scenă film mai tragi duble, dar în teatru nu mai tragi duble, că nu poți în fața spectatorilor. În film ai mai multă vizibilitate, păi, putea da. Să spunem, când sigur, în teatru da. Este cu totul mai greu. Și talentul unui actor cede în teatru, vreau să spun acest lucru, și nu în cinematografie, deși sigur poți să faci roluri memorabile și în cinematografie, nu numai în teatru. Știți, cumva l-a deranjat vreodată această prezență mai puțin pronunțată în lumea filmului? Nu știu dacă l-a deranjat, dar cu siguranță el era rolul intelectualului, așa, și în cinematografie. Pentru că asta îi se potrivea fizicului său, știți? Și era destul de greu, chiar la început, Răsună Vale, a fost făcut un film în 49, dacă nu mă înșel, cu Bumbeș Livezeni, unde el era un tinerel, așa, care nu se încadra cu muncitorii și întârzia. Și, cum spuneam și despre Singurătatea Florilor, el era un medic care, mă rog, era pe locul 2 în fața muncitorilor, care erau foarte importanți. A jucat și cu Toma Caragiu, care era șoferul lui, șofer de taxi, cu care, rol principal, și el. Deci cred că și asta l-a încurcat fizicul lui atât de intelectual. Care îl plasa cumva exact în altă zonă. Da. Da, e până la urmă un gest de omagiu, de recunoștință, de respect. Sigur că da, da. Pentru carieră, pentru că a lăsat în urmă foarte multe, foarte multe lucruri. Da. Asta e, cred că lucru pe care doriți să-l faceți. Și va rămâne, cu siguranță, în istoria teatrului românesc, în istoria culturii românești. Le reamintim telespectatorilor noștri da. astăzi și la, mâine. La astăzi la Cinematograful Mărăși de la ora 17 și mâine la Cinematograful Dacia din Mănășuri la ora 18. Pentru că așteptăm cu mult drag. Pentru că suntem în această zonă a artelor, a educației, a lecturii și le spuneam telespectatorilor noștri puțin mai devreme despre acest concurs pe care l-avem în parteneriat cu editura Nemira. Telespectatorii au sunat, noi avem acum momentul pregătit, doamnelor, domnilor, pentru a anunța câștigătorii și am să vă rog pe dumneavoastră să mă ajutați. Sunt două seturi de cărți ce vor merge spre doi telespectatori care au sunat. Aici avem biletele și am să vă rog să faceți extragerea. Așadar, doi telespectatori, doamnelor, domnilor, sunt două bilete. Am să vă rog să mi le dați pentru a citi câștigătorii. Istin Didina din Tulcea câștigă un set de cărți pus la dispoziție de către editura Nemira și Oana Mălan din Cluj-Napoca sunt, doamnelor, domnilor, cele două câștigătoare. Felicitări! Vă repet, sunt două seturi de cărți ce pleacă unul spre Tulcea, iar altul la Cluj-Napoca. Două telespectatoare care au urmărit Regional Cafe și care au aflat de concursul nostru și vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, au sunat la numerele de telefon și au câștigat aceste seturi de cărți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru cu mult drag și eu vă mulțumesc pentru invitație. Pentru că ați fost în această dimineață alături de noi și mai ales pentru că organizați acest eveniment în să mențin ștacheta a evenimentelor culturale de valoare ale Clujului prin Casa Municipală de Cultură, unde desfășoară activitatea. Evenimente, cum spuneați, de care avem atât de multă nevoie și care să sperăm că îi atrag și pe tineri pentru a rămâne. În timpul anului universitar, sigur, avem mai mult succes, organizăm Săptămâna Filmului European și mai multe evenimente cinematografice. Eu vă mulțumesc încă o dată foarte mult și vă spun acum, doamnelor, domnilor, că ediția de astăzi a matinalului Regional Cafe a ajuns acum la final. Sunt Ovidiu Damian, vă doresc tuturor o săptămână excelentă. La revedere!